Urmărire cam filme ieri după amiază pe câmpul din apropierea orașului Videle. Jandarmii aflați în timpul serviciului de patrulare au observat cum trei bărbați se învârteau pe lângă o sondă dezafectată. Apropiindu-se mai mult, patrula și-a dat seama că de fapt bărbații vreau să sustragă conducta. La vederea jandarmilor, cei trei hoți au rupt-o la fugă ca potârnichiile. Pentru prinderea lor, jandarmii au fost nevoiți să alerge și ei. Un echipaj de jandarmerie care se afla în misiune pe linie de prevenire a faptelor antisociale în apropierea localității Videle a surprins în flagrant trei bărbați de 24, 45 și 49 de ani în timp ce sustrăgeau trei țevi de sondă de la o conductă dezafectată din câmpul petrolier 35 Blejești. Țevile găsite la fața locului, în lungime totală de aproximativ 16 metri și diametrul de 4 țoli, au fost predate firmei de pază care asigură protecția câmpului petrolier. Documentele constatatoare întocmite de jandarmi vor fi înaintate organelor competente să soluționeze cauza. Cei trei hoți au fost predați organelor competente să soluționeze cauza. Acum aceștia riscă închisoarea. Bunurile recuperate de către jandarmi au fost predate firmei de pază care ar fi trebuit să se ocupe cu protecția zonei respective.